Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în ceea ce vă privește pe voi, pe voi și relația voastră în aceste momente, da? Încotro se va orienta aceasta în perioada următoare. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi vă doriți să știți dacă această situație a voastră va rămâne așa sau veți cunoaște și voi o persoană cu totul importantă pentru dumneavoastră, care se va dovedi a fi importantă, da? Care se va dovedi a fi potrivită vouă. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba aici. Iată că prima carte vă dă așa un aer de respiro în această conexiune pe care o aveți în aceste momente, în sensul că dacă lucrurile s-au precipitat până acum pentru voi sau dacă poate ați avut parte de certuri, de discuții în contradictoriu sau de tot felul de tensiuni în relație, iată că acestea par să se detașe, să se destindă în această perioadă, par să se rezolve, să-și găsească rezolvarea și voi veți respira ușurați, da? Veți respira ușurat, ușurată, pentru că ați găsit soluția la problemele voastre, pentru că ați găsit posibilitatea prin care să vă vedeți de relația voastră așa cum știți și să nu mai lăsați alți oameni să intervină între voi sau să nu mai lăsați anumite situații nefavorabile să intervină de asemenea între voi, astfel încât să vă strice treburile, să vă strice socotelile. Da, dragii mei, dragile mele, așadar simt că în perioada următoare veți trage puțin aer în piept și vă veți lua așa un aer de respiro, un moment de respiro înainte de a porni la un nou drum alături de partenerul sau de partenera voastră, pentru că văd că poate veni un mesaj spre voi și vă așteaptă un drum surpriză și simt într-adevăr că această persoană voastră tinde să se arate, să-și arate arama pe față, da? Tinde să se arate exact așa cum este el sau ea în aceste momente. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici o ofertă romantică care va acționa în viața ta, dragul meu sau draga mea, în perioada următoare. Așteaptă-te la un gest romantic din partea partenerului sau din partea partenerei, da? Așteaptă-te la o propunere, poate, sau la dorința exprimată a acestuia sau acesteia de a iniția ceva împreună sau de a merge undeva împreună, de a face o vacanță împreună, da? Tot felul de lucruri la care această persoană se gândește de ceva vreme și pe care vrea să le pună în aplicare, bineînțeles. Bineînțeles, cu acceptul tău, dragul meu sau draga mea. Da, iată că această persoană cu care tu ești în relație în aceste momente vrea să ducă relația dintre voi doi la următorul nivel. Da, așadar, așteaptă-te la un drum surpriză pe care îl puteți face în perioada aceasta, așteaptă-te la o vacanță pe care o puteți începe în aceste momente, da? Simt că lucrurile pot merge în direcția pe care voi ați dorit-o sau într-o direcție mai bună pentru voi, așa cum voi ați sperat până nu demult, da? Este ca și cum vi se oferă șansa în aceste momente să celebrați pentru prima oară după mult timp uniunea voastră, să celebrați faptul că sunteți împreună cu această persoană. Da, o ofertă în dragoste pe care o veți primi din partea acestei persoane, din partea acestui bărbat, mai ales dacă ești femeie, draga mea, așteaptă-te la gesturi frumoase din partea lui, așteaptă-te la un buchet de flori, la un dar frumos, da, cum ar fi un inel pe care să ți-l pună pe deget și să-ți rostească acea propunere interesantă sau care să te lase mască, da? Un mesaj pe care să-l primești dacă ești la depărtare din partea acestei persoane, da? Poate să-ți vină această ofertă și prin intermediul unui mesaj, dacă sunteți departe unul de celălalt. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că acest card vine să se afișeze în această ipostază în care tu te găsești în aceste momente și să-ți amintească faptul că, iată, această persoană poate să regrete faptul că nu a acționat la timp în ceea ce te privește.
Din acest punct de vedere, persoana ta s-ar putea să declare sau să considere în momentul de față că s-ar putea să fie puțin prea târziu pentru acțiunea pe care și-ar fi dorit să o întreprindă în legătură cu tine. Dar, din acest punct de vedere, poate că această persoană consideră că este prea târziu să-ți facă propunerea la care s-a gândit sau să te invite undeva sau să se mute împreună cu tine sau să facă diverse acțiuni care pe tine te-ar fi putut bucura, dar poate că mai în urmă cu ceva timp, da? Nu acum. Acum simte această persoană că este puțin prea târziu pentru această acțiune pe care și-ar fi dorit în urmă cu ceva timp să o facă și nu a făcut-o la timp, din diverse motive. Da, poate că nu a avut timp atunci sau nu a avut disponibilitate și așa mai departe. Au fost alte treburi care i-au stat în cale, iar această persoană, iată că a rămas cu musca pe căciulă, a rămas în urmă, da, din punct de vedere al acțiunilor vis-a-vis de tine. Hai să vedem și următoarea carte. Da, se pare că vă arătați grija specială pe care o aveți unul spre celălalt și în aceste momente. Această persoană, draga mea sau dragul meu, dorește să-și manifeste respectul față de tine și nu neapărat preocuparea, cât grija față de tine, da? Având în vedere că și tu ți-ai manifestat această grijă față de el sau față de ea, mai ales în momentele dificile din viața dumneavoastră, în momentele când această persoană s-a aprins, poate de la anumite lucruri care au fost între voi, sau poate a devenit mânios sau mânioasă la un moment dat pe tine, da? Poate fără un aparent motiv serios, da? Tocmai de aceea, dragul meu, draga mea, această persoană dorește să-și manifeste recunoștința față de tine pentru modul cum te-ai comportat în acele momente față de el sau față de ea, pentru modul cum l-ai tratat sau cum ai tratat-o pe această persoană, pentru că el sau ea simte cu adevărat nevoia să îți mulțumească pentru acele momente, pentru că ai fost alături de el sau de ea și că nu te-ai mâniat la rândul tău pe el sau pe ea și că l-ai lăsat sau ai lăsat-o să se manifeste așa cum a simțit în acele momente, fără să stai în calea plăcerii acesteia exhaustive, da? De a se manifesta așa cum simte. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vorbim aici despre o perioadă de liniște, o perioadă de relaxare care va veni și în viața voastră în perioada aceasta. Se pare că această persoană, dragul meu sau draga mea, dorește să te facă să conștientizezi rolul pe care îl ai în viața lui sau în viața ei. Și acest rol pe care tu îl ai, dragul meu sau draga mea, este unul de liniștire, da? Unul de a aduce liniștea, pacea, echilibrul, armonia în viața acestei persoane. Pentru acest lucru, dragul meu sau draga mea, de asemenea, această persoană dorește să-ți mulțumească, dorește să te facă părtaș la grija și la protecția pe care vrea să o manifeste față de tine în perioada următoare, ca un schimb, cum să-i spun, un schimb frumos pe care ți-l poate face pentru toată atenția ta, da? Pentru toată atenția pe care tu i-ai acordat-o până acum. Da, dragul meu, draga mea, așadar, dacă această persoană, dacă această relație a voastră se desfășoară în acești termeni, da, în termeni de liniște, de pace, de echilibru, înseamnă că sunteți pe drumul cel bun, înseamnă că fiecare dintre voi face ceea ce trebuie să facă în această relație și vis-a-vis de celălalt sau de cealaltă, da, și înseamnă că fiecare aduce elemente de bunătate, elemente de frumusețe, de iubire, de echilibru în această conexiune și asta este tot ceea ce contează, cel puțin deocamdată, da, până la următoarea combatere, ca să zic așa, da, de care probabil că veți avea parte. Da, este clar că în fiecare relație cu toții avem parte de suișuri și coborâșuri, avem parte de momente de liniște, de echilibru, dar avem parte și de momente de tensiune, dar pe care este clar că suntem chemați să le rezolvăm cu tact, da, cu înțelepciune, pentru că cu toții am învățat să gestionăm tot felul de momente dificile din viața noastră. Hai să vedem și următoarele cărți.
Da, iată că avem aici Roata Norocului, dragii mei, dragile mele, o altă carte foarte bună care vorbește despre noroc, despre șansă, despre faptul că voi progresați în aceste momente și mergeți, vă îndreptați din ce în ce mai mult spre un anumit drum al vostru, un drum pe care l-ați dorit pentru voi. Vreți să ajungeți, ați vrut să ajungeți la un anumit nivel din punct de vedere al carierei, din punct de vedere al relațiilor în care v-ați angrenat, da? Și tot felul de soluții pe care ați vrut să le vedeți la timp și le-ați văzut și le-ați implementat în viața voastră și acum sunteți fericiți sau fericite că puteți culege roadele. Da, sunteți gata de schimbare, dragii mei, dragile mele, și este clar că destinul vă guvernează viața, destinul are un cuvânt important de spus în ceea ce privește viața voastră și destinul decide în aceste momente că voi trebuie să fiți fericiți, dragii mei. Și așa este. Hai să vedem încă o carte. Regele de aer, de spade. Regele de aer, regele de spade, care vorbește despre faptul de a deveni în cunoștință de cauză, da? În legătură cu o anumită persoană sau cu o anumită situație din viața dumneavoastră, da? Este ca și cum voi aflați mai multe din datele problemei, astfel încât să puteți lua o decizie sau să puteți merge mai departe. Vă stabiliți obiectivele voastre în aceste momente, da? Vă stabiliți dorințele, vă setați, ca să zic așa, obiectivele pe care vreți să le atingeți pentru mai departe și așa mai departe. Și văd că obțineți din ce în ce mai mult respect față de celălalt sau față de cealaltă în relație, da? Bineînțeles că, având în vedere că sunteți de ceva timp în această conexiune, simt aici că s-a stabilit un nivel de obișnuință între voi doi, dar și un nivel în care sunteți în fiecare clipă parcă surprins sau surprinsă de către partener sau de parteneră prin ceea ce face acesta în fiecare moment al vieții sale și vă surprinde într-un mod cât se poate de plăcut, astfel încât nu puteți decât să îl respectați sau să o respectați din ce în ce mai mult pe această persoană pentru tot ceea ce face în relație, pentru tot ceea ce face în viața sa, pentru toate elementele de noutate și de frumusețe pe care le aduce în această conexiune cu tine. Și hai să vedem încă o carte. Da, avem aici 4 de bâte, dragii mei, dragile mele, o altă carte care vorbește despre prosperitate, despre schimbarea de perspectivă asupra vieții voastre, da? Se pare că veți obține o perspectivă de ansamblu asupra vieții voastre care vă va ajuta să înaintați fără să vă mai faceți tot felul de probleme. O stare de mulțumire, mulțumire de sine, mulțumire asupra vieții pe care o aveți în aceste momente, dar și asupra vieții spre care vă îndreptați de acum înainte și faptul că celebrați, da? Celebrați faptul de a fi în viață, celebrați că sunteți cu această persoană pe care o aveți în relație și bineînțeles că 4 de bâte mai aduce în prim plan și ideea de căsătorie care se poate împlini pentru unii dintre voi, dragii mei, bineînțeles aceia dintre voi care ați adus în discuție acest lucru și care vă doriți cu adevărat să faceți acest pas important în viața dumneavoastră. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici un mesaj care vorbește despre copii, dragii mei, dragile mele. Poate că unii dintre voi vă doriți copii, poate că unii dintre voi aveți copii deja și vă gândiți cum puteți avea mai multă grijă sau atâta grijă pe cât este bine să aveți de ei și pe mai departe, iar aceia dintre voi care nu aveți încă copii, să știți că în viitorul apropiat veți avea cel puțin un copil și da, într-adevăr, viața voastră amoroasă poate să fie afectată de copii sau de dorința de a avea copii, dar într-un final acest eveniment, acest lucru se va echilibra, se va stabiliza și pentru voi și veți fi cu adevărat fericiți. Da, pentru că aceste suflete micuțe din viața noastră aduc foarte multă fericire pentru noi. Fericire, împlinire, mulțumire și iată că avem foarte multă intensitate în această conexiune. Intensitatea acestei conexiuni de suflete include
Bineînțeles, nivelul acela de coborâșuri și urcușuri de care am vorbit până acum, chiar dacă veți avea parte de acestea pe drumul vieții voastre, bineînțeles că nu veți renunța niciodată unul la celălalt. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!